Parlamentul European a căutat soluții pentru România și celelalte state europene afectate de inundații. Eurodeputații au solicitat suplimentarea fondurilor europene disponibile pentru sprijinirea celor afectați de dezastre naturale. Și vorbim, desigur, despre cum pot fi prevăzute aceste sume după situațiile tragice. De la Strasburg are detalii Sonia Teodoriu. Bun găsit! În primul rând trebuie să spunem că acești bani europeni care sunt disponibili pentru statele membre în situațiile tragice în care, iată, vedem inundații, chiar pierderi de vieți, funcționează pe bază de decont, în sensul în care, spre exemplu, guvernul de la București cheltuiește acum banii și îi poate deconta de la Uniunea Europeană. În acest moment, termenul de decont al acestor cheltuieli este de aproximativ un an de zile. Spre exemplu, în cazul inundațiilor din 2014 și 2019, țara noastră a primit 16,4 milioane de euro pentru a acoperi o parte din cheltuielile făcute de autoritățile române în acele momente. Banii au venit în aproximativ un an din momentul în care aceste situații s-au produs. Cer eurodeputați din toate grupurile politice de aici din Parlamentul European să se intervină mai repede și cer ca bugetul multianual al Uniunii Europene să fie mai flexibil, astfel încât să poată ajunge mai ușor banii la autoritățile naționale și apoi la oamenii afectați de aceste situații. Nu se știe deocamdată cât vor costa în total, cât îi vor costa autoritățile din statele membre afectate, dar se estimează că ar putea ajunge la ordinul miliardelor de euro. Trebuie să precizăm că nu se pot deconta toate cheltuielile, doar cele pentru care nu s-ar fi putut face asigurări. Spre exemplu, e în obligația fiecărui cetățean român, spre exemplu, să-și asigure casa printr-o poliță obligatorie. De exemplu, dacă această casă a fost afectată, nu poate fi ajutați oamenii respectivi cu bani euro. În total, 21 de persoane și-au pierdut viața în țările membre ale Uniunii Europene în urma inundațiilor din ultimele zile, dintre care 7 în România. O situație așadar tragică pentru care se caută soluții europene în aceste momente.